Recent introdusă în alimentația românilor de doar câteva sute de ani, Mămăliga a suscitat interesul unui istoric olandez. Pasiunea sa pentru această pâine din porumb este atât de mare încât el a învățat și limba română. Prezent la Iași, la inițiativa cercetătorilor de la Institutul de Istorie Adexenopol, acesta a lansat volumul Istoria Mămăligii, povestea globală a unui preparat național. Am scris despre literatură de călătorie, mai nu am scris despre mămăligă, și ca un produs alimentar, um, dar și ca o problemă culturală, uh, care este rolul alimentației în stabilirea statutului social, um, care sunt rețelele economice care um, uh, uh, se croiesc în jurul unui preparat. Um, deci pare să fie un subiect, um, să zicem, nostim sau um, sentimental, dar este și un subiect important istoriografic. Se învață multe despre economie, despre relații sociale. Alex Dars Francis este profesor asociat de istorie culturală a Europei Moderne în cadrul Departamentului de Studii Europene al Universității din Amsterdam. S-a specializat în istoria culturală și socială a României și Europei de Sud-Est în perioada modernă. În volumul său, autorul oferă o analiză a cultivării, consumului și comercializării porumbului în țările române din perioada otomană până la primul război mondial. Pasiunea pentru cultura românească a scriitorului este veche de 34 de ani. Eu am învățat limba pe teren, eu am organizator al unui proiect umanitar în anii 90, deci am învățat limba din relațiuni profesionale de atunci. Da. M-am dat seama, de fapt, în munca asta că, chiar în domeniul umanitar sau în domeniul ajutorului social, nu se poate face mare lucru dacă nu înțelegi omul cultura locală și relațiile locale. Deci m-am întors la studii. M-am um, dus înapoi la Londra, m-am înscris la masterat, la doctorat. Um, deci, așa, pornind de la niște relații practice și umane. Istoricul a primit titlul de membru onorific al Institutului de Istorie din Iași.